sunt Anca și azi e Halloween-ul și după cum vedeți nu sunt deloc înspăimântătoare. Dar hei, v-am întrebat pe pagina mea de Facebook ce anume vreți să fac în clipul de Halloween. Și unii dintre voi au zis costume de ultim minut, pentru că unii stau până în ultima clipă și habar n-au cu ce să se îmbrace de Halloween și uitați cu ce m-am îmbrăcat eu de Halloween. Da, costumul meu de Halloween constă într-o linie dublă roșie sub ochi, care să dea impresia că eu am plâns. Se pare că nu mă pricep deloc la asta, dar m-am gândit la o idee mult mai înspăimântătoare cu care mi se potrivește. Să cioplesc un dovleac! Anca te învață cum să cioplești un dovleac! Sincer să fiu, nu am nicio idee cum trebuie să fac chestia asta. Ok, micuțele, deci pur și simplu cred că trebuie să-ți stai capacul și după ce îți stai capacul îți desenezi chestii, nu? Sau să-ți desenezi întâi chestii pe tine. Ce față ai putea tu să ai? Nu, întâi dai capacul. Așa se face? Sper să nu fii stricat. Că dacă ești stricat, nu știu ce-ți fac. Adică, nu știu ce să-i fac, în afară de faptul că îl tai. Ar trebui să-i pun un nume. Cum să-l cheme? Cum ar fi să te cheme Bob? Dar Bob este mult prea comun. Ce zici de Bobiță? Bobicu? Hai, intră. De ce nu vrei să intri? Chiar credeam că suntem prieteni. Bobiță, de ce faci asta? Știu că poți. Deja simt cum am făcut febră musculară la mână. Dacă m-am... învârtit. Hai că începe să se desprindă. Începe! 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 Aleluia! Bravo, Bobiță! Știam eu că pot, știam eu că pot. Și acum trebuie să scot ce este în tine. A, deci acum trebuie să bag mâna aici și să scot tot ce-i conținut. Minunat! Simt aici dovleacul. N-am văzut nicăieri niciun tutorial cum să faci un dovleac cu personalitate. Dar acum încerc eu să fac... asta. Mă gândeam că e mai ok să pun chestii pe masă, dar după cum spuneam, personalitate! Bobiță, ești un simpatic. Și în timp ce ascultez pe Bobiță, mă gândeam să vă zic o micuță istorie a costumelor mele de Halloween, pentru că am fost întrebată cu ce mă îmbrac de Halloween. Pentru că, în afară de anul ăsta, când am fost într-adevăr super inspirată să-mi fac acea linie de contur la ochi, țin minte, când eram în clasa 7-a, costumul meu de Halloween era unul de Lady Gaga, făcut de mine, din cartoane și pahare. Deși peruca nu arăta deloc a Lady Gaga în clasa 8-a, tot eu mi-am făcut costumul de Halloween. Și am fost Bellatrix din Harry Potter, care e unul din personajele mele preferate negative din... au, totdeauna. În clasa a 10 a fost costumul meu preferat din toate timpurile. Și sincer am căutat tricoul ăla ca să-l port în clipul ăsta și nu l-am găsit. Anul trecut m-am îmbrăcat în Doctor Who și cred că o să-mi iau pălăria de la Doctor Who și să-mi o pun îndată pe cap, pentru că să nu murdăresc părul. Zici că-s vânzătoare de shawarma. Ei, vreau shawarma turcească! My friend, yay, nu sunt amuzantă. Acum eu fac shawarma. Ați mai văzut vreodată pe cineva să șteargă dovleacul cu un șervețel umed? Nici eu. Bun, Bobiță, acum aia să vedem care să-ți fie fața. Aici. Acum trebuie să dau frâul liber imaginației și să fac pe Bobiță cât mai înspăimântător. Ok, asta arată ca un dinozaur. A venit și ajutorul! Care a plecat. Dar știți ce? Nici nu-i fac nas. E desenul ăla animat cu Billy și Mandy. Și Mandy care n-avea nas. Bobiță o să fie varianta în dovleac a lui Mandy. Sau o să fie Voldemort reîncarnat. Pentru că Bobiță trebuie să fie înspăimântător. Vedeți ceva? Nu uitați, o să vedeți. Mi-e și frică să pun cuțitul în el fără să alunece prea tare. Unde te bagi? A trebuit ca tăiatul bostanilor să fie sport național în perioada asta anului. Pot să fac mușchi în felul ăsta. Serios că fac mușchi și ar trebui să se considere tăiatul dovlecilor sport internațional chiar, că e o sărbătoare internațională în perioada asta anului. Ups, Miți crede că ai mâncare pentru el. Poți să mănânci, Miți, îmi faci și mie curat în cameră. Așa, las acolo. Poți să arunci totuși la gunoi dacă ai băgat în gură, știi? Ele, Bobică!
cu personalitate. Deci, după ore întregi de lupte seculare, după sport extrem cu cuțitul în mâna dreaptă și formare de mușchi, după ce cred că am și bucăți din vechiul Bobiță cel fără personalitate pe mine, l-am adus la viață pe Bobică. Am costum, am pisică, am dovleac, îs gata de Halloween și acum eu vă provoc pe voi să îmi trimiteți poze cu dovleacul pe care l-ați făcut voi pentru Halloween-ul de anul ăsta. Acum trebuie să curăț peste tot. Super! Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să-i dați un like și să-mi lăsați comentarii cu absolut ce vreți voi. De asemenea, puteți să-l distribuiți pe Facebook în spiritul Halloween-ului sau să vă abonați canalul lui meu dacă doriți să vedeți mai multe puncte de un clip nou în fiecare zi de sâmbătă la ora 4. Eu am fost Anca, azi e Halloween-ul și până data viitoare, adios!